Bună ziua, prieteni Columbofil, sunt Silviu și bine v-am regăsit la un nou episod filmat într-un weekend în care avem o etapă de viteză în a doua săptămână de concurs în sezonul competițional 2021. Veți vedea porumbei sosind de la aproximativ 200 de kilometri, Lobenklosser, cred, undeva din sud, aproape de granița cu Germania și care vor veni într-un stol mare, toți vor fi la această etapă băgați, stol care se va diviza o parte în secțiunea mea 60 și cealaltă în secțiunea 62 pe partea cealaltă a fiordului. Țin să încep acest video prin a face o corecție, prin a corecta o greșeală făcută în vlogul anterior și anume faptul că această lampă care a fost folosită pentru a încălzi puii rămași acasă după ce părinții au fost plecați la concurs. Este o lampă, după cum se poate vedea, cu lumină infraroșu, folosită în anii trecuți, cred că și în ziua de azi pentru terapii. Nu este o lampă cu ultraviolet, așa cum eu în repetate rânduri spuneam. Este o greșeală, mi culpa. Și țin să rectific chestia. Bănesc că v-ați dat seama mulți dintre voi. Eu o băteam apa în piu că este cu ultraviolet, UV, UV. Nu. Este o lampă pe care o folosesc pentru a genera căldură. Generează căldură și mi încălzește puii, mi țin la o temperatură optimă pentru a supraviețui până când vin părinții. Deci aceasta este o lampă cu infraroșu, cu lumină infraroșu, nu UV, așa cum spuneam în video anterior. Pentru îmbarcare avem același număr de porumbei ca și săptămâna trecută. Toți cei care au fost în concurs atunci vor fi și astăzi îmbarcați. Asta a venit a doua zi de dimineață. Rest ceilalți, 27, s-au întors în ziua concursului. Am zis că ora sau două, un pic mai târziu, restul au venit așa. Au curs, ceea ce a fost foarte, foarte bine. Mulțumit! Acolo am un pui abia ieșit din ou, care trebuie să-i fac cu markerul permanent un semn pe unghie și să-l mut la matcă, pentru că am doi pui abia ieșit din nou, să-l încălzească. Aici este un cuplu la 17 anormal, două femele și un mascul. În rest, pui de săptămâna trecută de sub lampa infraroșu au crescut. Sunt mari, cred că le-a fost benefică, le-a fost un pic de azi, cred că a fost terapie făcută și s-a dezvoltat, chiar unii foarte mult și foarte frumos. Da, am să iei la fel, o să-i număr, o să iau inele, o să le iau serie de pe numărul de pe inel, seria și o să trec în carnețel cu numărul cuibului și voi ști exact după inelul pe care îl au la picior în ce compartiment trebuie să ajungă. Cel de acolo de la 6 a fost la pereche. Așa s-a întâmplat. Cu o soră bună cu el și mi-a dat un pui cu malformație la picior din doi frați buni. Se mai întâmplă, știu exact, este de acolo. Va fi eliminat. În rest, toți au pui ok. Ca lumea, ăștia sunt un pic mai mari. Sunt un pic mai mari ăștia. Și la fel și ăștia sunt din doi semifrați. Doi frați de mamă, mama comună. Am schimbat puțin tehnica, ce am făcut? M-am gândit că s-a trecut, au venit un pic mai târziu, vorbesc de secunde, la primii porumbei, datorită faptului că au avut balast pe ei, mâncare în abundență. Nu ajută dacă au motivație, că sunt motivați foarte mult pe pui. E o motivație foarte bună pentru ei faptul că au pui mici. Dacă au balastul să se încărcați cu mâncare, cu o zi înainte. La viteză normală, dacă zbură văduvie, le tai mâncarea de undeva de pe la după amiază. La ora 12 le tai mâncarea. Eu le tai mâncarea. Mi s-au făcut obiecții că dau sfaturi. Ar trebui să spun eu fac. Și vor generaliza așa și pare că dau sfaturi. Voi în videourile astea, luați ce vreți voi din ceea ce spun eu. Bine, mă gândesc că foarte multă lume se uită la ceea ce fac eu ca și entertainment. Și ceilalți care cred că ar putea lua ceva din ceea ce spune, din ceea ce văd de aici, eu îi sfătuiesc să selecteze informații, peste informații, de peste tot, de pe vloguri, de pe site-uri, de la vloggeri. Luați, frate, ce vă convine. Și nu luați ca pe sfaturi. Nimeni nu obligă pe nimeni să facă într-anumit fel. În fine,
Eu vă spun cum fac eu. Și m-am gândit să le tai mâncarea de după amiază, de la 12, le-am încutate ca un pui trebuie să hrănească. Ei acum vor să mănânce, dacă le-aș da, ar mânca, ar pune balast bei. Nu le dau mâncare, nu le-am mai dat mâncare la 12, la orele 12, 11, cred că și jumătate, când am plecat de acasă. Acum îi îmbarc, îi bag în mașină și vor fi mai light mâine dimineață. Și sperăm cu motivarea din cui, cu puii, cu faptul că sunt mai light, probabil că vor fi și puțin disperați, așa că se gândesc că puii nu au fost hrăniți astăzi și vor trage un pic mai tare. Ei știu unde este casa, sunt destul de isteți să o găsească și singuri, mai că au nevoie de secundele de acolo și ar fi funny să fac un loc 1. V-am spus, nu este o tragedie pentru mine, nu mă interesează foarte mult viteza pentru că necesită foarte multă disciplină la concursurile astea de viteză, intratul rapid, multe alte chestii, antrenamente, în cursul săptămânii, antrenamente în jurul crescătorii și mai departe, pe care eu nu le pot face pentru că nu am timp, nu permite timpul. Mă interesează rezistența porumbelului, în primul rând orientarea, să aibă simțul de orientare foarte, foarte bun și rezistența lui. Atunci, cu aceste două ingrediente, cel puțin, pot câștiga la etapele de 350 plus kilometri. Să pot veni porumbei în față. Foarte bine. Este un hobby. Nu e nimic personal. Este o plăcere și mă bucur de ea. Voi prinde porumbei și voi băga în cuști. Așa, ne hrăniți de pe la orele 11. Să vedem mâine ce o să fie. Acesta este puiul care va rămâne singur acasă, fără părinții lui, natural, și mama adoptivă, v-am spus, din cuplul ăla de 3. Și... e ușor să... Uitați-vă la el și uitați-vă la ceilalți doi. Zici că spui de vrabi. Bă, eu n-am mai văzut așa ceva. Mi să nu fie ceva normal, că e din 618 ăla care dă pui cu anomalie. Să nu fie în familie. N-am văzut niciodată așa. Lăsați-mi un comentariu. Ați văzut porumbel? Așa arată un pui de porumbel normal din ziua 1. Și ăștia sunt ciudați. Păi părinții din, cu grade rudine, cumva... Dar 618 m-a dat belele, pui cu malformații, cu mutații, arată foarte, foarte ciudat. Deci foarte simplu, dacă aș băga puiul ăsta printre ceilalți, mâine aș ști exact care este cel care va fi mutat înapoi în cuib, în cuibul lui, adică ăsta, fără să-i fac în... Dar n-are rost, că este altă pigmentație. În mod normal, luăm o marcă permanent și dăm puțin pe unghiuțe, nu pe cioc, n-are rost, pe unghiuțe și marcăm unghiuțele. Dacă avem un pui care nu se poate distinge de ceilalți, eu îl voi băga în cuibul ăsta pentru a fi încălzit și eventual hrănit. Este mic și va fi acoperit fără probleme de ceilalți, de părinții adoptivi până mâine. Adică eu cred că se poate distinge. Ar fi greu să le iau pe ăsta sau pe ăsta, să cred că este ăsta. Da. Încă ceva, Conobovio Fort. Jumătate de tabletă, de capsulă, de pastilă, de pastică, cum vreți voi să spuneți, pe porumbel, în momentul în care a îmbarcat. De ce? Pastilă, pentru că au pui și eu nu vreau substanța asta activă, substanțele astea active, când vorbim de metronidazol, 30 de miligrame și metionină, nu vreau să ajungă în pui. Mă interesează doar în adulți, pentru că dacă le-aș pune în apă sau le-aș dau în timp ce au pui în cuib acolo, vor dizolva substanțele astea active, o amesteca cu mâncarea și vor o da imediat puilor înainte ca să fie metabolizată de ei ca și indivizi. Au primit jumătate de pastilă și sunt sigur că o vor metaboliza, va intra în ei. De ce dau asta? Pentru că sunt zburați la natural și se duc pe afară pe aici, pe oriunde, pe jos, pe câmp, am văzut. Aceiași pui ca și cei de săptămâna trecută, în cutia asta aici, în creșă, în așteptarea părinților. Sunt flămânzi, sunt agitați, au stat toată noaptea aici, încălziți de lampa cu lumină infraroșu. Trebuie să am grijă să o pun la distanța optimă, pentru că în apropiere asta arde, v-am mai spus. Dar îi ajută, să trag cartonul ăsta așa, capacul în poziția asta. Este prins aici și lumina, după cum puteți vedea, se duce în carton, după care reflectă spre ei încălzindu-i. Sunt supărați, sunt nervoși, le este foame, cât de curând trebuie să vină și părinții. Și o să-i mai las puțin aici, pentru că afară sunt temperaturi destul de scăzute, undeva la 11 grade Celsius și
consider că este mai bine pentru ei să stea aici în, în cutia asta, încălziți, decât în cuib. O să-i mut, să-i spunem, cu 20 minute înainte să vină părinții în cuibul. Da, sunt supărați. Și ne aflăm în compartimentul în care eu am doar o pereche la matcă. Știți, porumbei, este vorba despre un cuplu format din doi porumbei cu o mai mare sau mai mică consanguinizare. Tatăl, cel de acolo, de pe ouă, din cuib, este dat din tată-fică. Și sunt porumbei mici, la asta, mici de statură, uitați-vă aici la asta, dar cu o armonie corporală foarte, foarte bună. Ei sunt dați, cel puțin gutul de acolo, pentru că știu părinții, sunt dați, este dat din porumbei de statură medie. El este micuț, este mai mic decât mama, mai mic decât tatăl. Bineînțeles, este un efect al consanguinizării. Și întrebarea mea era atunci când am făcut vlogul ăla și v-am prezentat, nu știu dacă voi, unii dintre cei care urmăresc acum au văzut acel vlog, era marea întrebare dacă acești doi pui vor fi, cum vor fi în primul rând, de-aia zic mutanți, le ziceam mutanți, pentru că nu știam cum vor ieși, fiind dat din doi porumbei consanguini, eu nemai avut consanguini la perechi. Eram curios cum vor ieși, dacă vor ieși cu probleme fizice, cu malformații, ceea ce nu s-a întâmplat, după cum puteți vedea, și dacă vor ieși din ce în ce mai mici, sau vor păstra statura medie a părinților, statura fizică a părinților, și nu statura medie a bunicilor, cel puțin. Ăsta nu cred că se vede foarte bine, dar cel de acolo, puteți vedea foarte, foarte ușor cu ochiul liber, că la vârsta de 5 săptămâni depășește volumul mamei, și cu siguranță la maturitate va depăși fizicul tatălui. Înseamnă că încrucișarea acestor doi porumbei a fost una bună. Și vitalitate, bineînțeles, sunt porumbei cu vitalitate. Asta înseamnă că depresia consanguinizării, nu și-a spus cuvântul aici, sunt foarte, foarte, foarte vitali. Sunt iuți, sunt atenți, reacționează ușor. Și cred că sunt doi produși foarte reușiți. Sper că și puii care vor ieși din ouăle de sub mascul să fie la fel de reușiți ca și cei de aici. Vor fi mutați în compartimentul puilor pentru că trebuie să iasă afară, trebuie să zboare. Avem undeva la 12 grade Celsius, înnourat afară, răcoare, se simte răcoarea, însă putem vedea un peisaj de primăvară în adevăratul sens al cuvântului. Cei din sud refuză să elibereze lansatorii, refuză să elibereze porumbei pe această vreme, datorită norilor care sunt, așa cum se văd, la o altitudine foarte joasă, bănuiesc că mult mai joasă acolo, undeva la 400 de metri altitudine, și așteaptă să se disperseze și cred că vor fi eliberați după orele 11:30. Noi primim mesaj, să spunem, din oră în oră cu statusul lansării, dacă au fost eliberați, dacă se anulează sau, în situația de astăzi, update în funcție de vremea care este. Ana.
Ana! În mare parte sunt acasă, îmi lipsesc doar 8 exemplare din 28 de porumbei angajați, o etapă banală de viteză, care n-ar fi trebuit să creeze probleme pentru nimeni. Toți suntem în aceeași oală, toți avem pierderi. Porumbeii vin, încetul cu încetul se adună, dar arată de parcă ar fi venit de la maraton, sunt epuizați. Gândiți-vă că vorbim de 178 de kilometri. Teoria mea este ceea că a plecat un sol mare în sud spre Germania. A zburat, cred că, între 150 și 200 de kilometri sud, greșit. După care au venit spre casă, pentru că am văzut porumbei pe geam, pe geamul de la bucătărie, stând acolo și uitându-mă după ei, venind cu viteze mari din sud, ca și cum ar fi venit direct de la lansare spre casă. Da, e adevărat, a fost un stol micuț care s-a detașat direct de la lansare și au venit, printre care și 858-ul campioana mea la Osnabriu cu pui mic de o zi. Asta e poziția 30 și ceva pe secțiune. Greu a venit la toți, greu. Și la aia care au băgat câte 40, 50, 60 de exemplare a venit foarte, foarte greu. Asta de aici a venit undeva de peste fiord, am văzut-o. General a venit din sud cu viteză mare. Semn că s-au dus greșit. Nu este doar teoria mea asta, am mai auzit-o și la alți crescători. A fost ploiță în partea de nord-est, în secțiunea vecină. Secțiunea vecină care avea porumbei cu noi la lansare și ăsta este motivul pentru care am așteptat ca porumbei să fie lansați la orele 13. Lansare întârziată. Nu cred că ăsta ar fi fost motivul pentru care s-au dus aiurea. Cine știe ce au simțit ei. O să vină și celălalt încetul cu încetul. Trebuie să le dau blit. Le-am băgat în... a făcut amestec de boabe. Nu mai e nimic aici. Amestecat boabele Champion Plus cu electrolit, aminoacid, magneziu, selen și propolis. Două produse date pe boabe și aici la fel în apa de băut, care este aproape gata, au fost 3 litri aici, este aproape gata. Electrolit, aminoacid. Deci trebuie să-i recuperăm repede, pentru că ei, na, pe foaie au zburat viteză, dar fizic mult mai mulți kilometri sunt epuizați. Asta este. Trebuie să-i fac, să-i refac, să-i pun pe aripi, să-i pun în aer și să-i recuperez până săna viitoare. Aici au venit amândoi. Aici lipsește o femeiuță bătrână care zbura mișel. La 3, ce lipsește la 3? Bă, lipsesc ambii părinți. Păcat. O să bag pui eu să sub cuplu, alt cuplu. Aici sunt ambii, aici este femeia singură. Aici au venit, aici lipsește un bărbat. Aici sunt amândoi. Aoleu, mi-a bătut un pui. La 7. Și nu știu de ce. Se că au intrat un alt porumbel aici, nu cred că a bătut. Este același pui, eu i-am băgat după caiet. Trebuie să văd care a intrat, cred că a intrat cel de acolo greșit. A intrat norocitul ăsta. Unde este criminalul? Ăsta este criminalul. Și are sânge pe cioc. A căpit un apoi. Da, pentru că 116 nu o lipsește. A bătut în cap. Și ăsta nu-i cuibul lui, el stă aici. Aici sunt amândoi. Femeluța care este aici la 11 este femeluța care a venit a doua oară foarte bine. Aici
ambii venită foarte bine, aici lipsesc părinții, ambii părinți lipsesc și aici sunt amândoi. Aici sunt amândoi.